drepta către secțiile de votare trebuie să știe cum funcționează noul sistem de vot. Alegătorii au acces în sala de vot în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot. Fiecare alegător prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. În cazul în care urmarea verificării actului de identitate al alegătorului prin sistemul informatic instalat pe tabletă, mesajul primit este: alegătorul cu CNP-ul este înscris în lista electorală permanentă a acestei secții de votare la poziția numărul. Ne aflăm în situația tipică în care alegătorul nu a fost semnalat cu vreo interdicție asupra exercitării dreptului de vot și este arondat la acea secție de votare urmând a-și exercita fără probleme dreptul de vot. Pentru ca să se semnaleze în dreptul numelui său și pentru a primi ștampila și buletinul de vot. Însă, mare atenție, sistemul de scanare semnalează alegătorii minori, pe cei cu interdicție, pe cei omiși din listă, dacă alegătorul trebuie să voteze în altă parte, dar și votul multiplu.